Campania de vaccinare anticovid continuă în județul Argeș. Vizate sunt persoanele stabilite pentru etapa a doua. Deși au fost aprobate mai multe, iar autoritățile locale au încercat să asigure spațiile necesare, la acest moment în județul nostru sunt funcționale doar 8 centre de vaccinare. Aprobate la nivel național 16 centre de vaccinare comunitare, dar dintre care funcționează doar 8. 8 au fost aprobate la nivel național cu un număr limitat de doze. Deci avem doar 8 centre funcționale. Fiecare dintre aceste centre funcționează cu un număr limitat de doze, și anume 60 de doze per centru. Deci avem 480 de doze pe zi pentru toate persoanele din etapa a doua. Vorbim aici de persoane vârstnice, peste 65 de ani, bolnavi cronici și persoanele din instituțiile din domeniile esențiale ale statului. În perioada următoare vor fi deschise alte 5 centre noi. Vom avea încă 5 centre noi, 2 vor fi în Pitești, iar aceste 2 centre vor fi dedicate exclusiv cadrelor didactice, deci în aceste 2 centre, tot cu fluxuri de câte 60 de persoane pe zi. În aceste 2 centre din Pitești vor fi vaccinate doar cadre didactice. Va mai fi un alt centru la Izvoru, un alt centru la Ștefănești și un alt centru la Mărăcineni. Și practic avem 5 centre noi, fiecare cu câte 6 doze, 60 de doze pe zi, dintre care 2 vor fi dedicate profesorilor și celelalte 3 persoanelor eligibile din etapa a doua. Motivul pentru care se vaccinează puține persoane le reprezintă, potrivit prefectului Emanuel Soare, numărul mic de doze alocate. Având în vedere numărul limitat de doze pe care România îl are în acest moment conform contractelor, fiecare județ a primit un număr limitat de doze în funcție de populația, de ponderea populației eligibile pentru această a doua etapă. Deci, faptul că nu putem vaccina decât un număr fix de persoane nu se datorează incapacității sau, eu știu, vreunui județ, și pur și simplu așa este strategia națională, sunt doze limitate, trebuie să prioritizăm. De aceea noi avem un număr limitat de centre. Ele funcționează în acest moment la capacitate maximă, iar de la începutul vaccinării până în acest moment în județul Argeș nu există nicio doză risipită. Nicio doză. Ceea ce arată că cu eforturi foarte mari am reușit să valorificăm fiecare doză pe care am reușit să o atragem. În același timp se continuă vaccinarea personalului medical cu doze suplimentare față de cele alocate pentru populație. De asemenea, sunt vaccinate persoanele instituționalizate în centre rezidențiale sau cele dializate. Se continuă vaccinarea personalului medical în centrele din spitale. Personalul medical, la prima doză sau la a doua doză, au acces la un alt număr de doze. Începând cu data de 15 ianuarie, noi am început vaccinarea beneficiarilor din centrele de rezidențiale, persoane care au acces la alte doze. Nu se încadrează în aceste doze limitate pe centrele comunitare. Deci mergem în paralel și în acest moment stăm foarte bine. Aveam zile trecute peste 400 de beneficiari deja vaccinați din aceste centre rezidențiale și probabil că până la sfârșitul acestei săptămâni încheiem și cu vaccinarea persoanelor din centrele rezidențiale. Și de asemenea, în paralel am început de câteva zile vaccinarea persoanelor din centrele de dializă. Și persoanele care fac dializă sunt programate la centrele din spitale și în funcție de programul pe care DSP l-a realizat, înainte de a beneficia de tratament sau după ce termină tratamentul, se duc și sunt vaccinați. De asemenea, persoane dializate au acces la un alt număr de doze decât cele din centrele comunitare despre care spuneam.
Medicii de familie împreună cu reprezentanții direcțiilor de asistență socială întocmesc în această perioadă liste cu persoanele care nu se pot deplasa și care doresc să fie vaccinate. În aceste cazuri se va deplasa o echipă mobilă la domiciliul respectiv. Potrivit prefectului Emanuel Soare, ar fi ideal să se ajungă la vaccinarea a 2000 de persoane zilnic pentru ca la finalul lunii iunie să se ajungă la vaccinarea a 60 până la 70% din populația județului.